Tragedie. În comuna Tinca, din județul Bihor, Alina Știube, directoarea liceului din localitate, a murit la doar 49 de ani, iar soțul ei este în comă. E o nenorocire, vai de mine! Ce să zic eu, care deja am depășit 88 de ani? Mi-a fost învățătoare în clasele 1-4, a fost o persoană extraordinară. Ea m-a învățat să scriu, să citesc. Pare rău pentru ce s-a întâmplat. Cei doi au ajuns la spital săptămâna trecută acuzând grețuri și vărsături. Cercetările până în acest moment relevă faptul că ar fi vorba de o intoxicare cu o substanță folosită în deratizare. Nu există nicio suspiciune cu privire la săvârșirea vreunei infracțiuni de omor. Avem un dosar înregistrat ca urmare a decesului acelei persoane, are ca obiect ucidere din culpă. Din primele informații reiese că soțul directoarei, care este administrator la baza de cereale din zonă, ar fi manipulat această substanță fără permisiune. Respectiva substanță poate fi folosită doar, adică folosită. Cei care o pun în uz, să zic așa, trebuie să aibă niște autorizații speciale. Cercetările sunt continuate de procurori.